Da, bună seara. Un meci bun făcut din partea noastră. Trei puncte mari pentru noi, aveam nevoie, pentru că vrem să fim acolo în play-off. Da, așa cum ai spus și tu, am ratat foarte mult. Sunt supărat pe mine, pentru că eu din execuții tream și am trăit toată viața din execuții și chiar nu știu ce s-a întâmplat în seara asta. Dar cu siguranță meciul viitor o să mă îmbunătățesc și sper să câștigăm din nou. Totuși, foarte important de remarcat și aceste demarcări ale tale în spatele fundașilor adversi. Ai lucrat mult aceste demarcări special pentru acest meci sau le lucrezi tu suplimentar? Asta mi s-a cerut, asta trebuie să fac meci de mes, nu ar trebui să atac spațiile, să fac pentru atacanții laterali spații. Mă bucur că mi-a ieșit în seara aceasta. Și uite că a ieșit un gol cu o execuție nu atât de bună pentru tine. Te-a ajutat. Au fost toate pe invers. Chiar am lovit foarte prost mingea. Mă bucur că am marcat și că am câștigat meciul, așa cum am mai spus. Cum l-ai simțit pe Maldonado? Sau nu prea l-ai avut timp să-l simți, că ai fugit de el? am jucat mai mult în spatele lui. Am văzut că are probleme și asta am continuat să fac și ne-a mers bine. Reveniți în poziție de play-off. Spuneai și tu cât de importante sunt aceste trei puncte. Cum se văd lucrurile de acum încolo? Chiar trei puncte mari. Mai avem 8 finale. Trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în seara asta și cu siguranță o să luăm 3 puncte meci de meci. Mai concret în atac te vezi și în vară la turneul final? Doamne, așa să fiu acolo. Dacă o să am evoluții bune, cu siguranță o să fiu acolo. Mulțumim tare mult! Și eu!